Bun găsit la știri. La această oră este în plină desfășurare votul pentru guvernul propus de Dacian Cioloș. O pierdere de timp, după cum spun liderii partidelor parlamentare, pentru că executivul USR nu are nicio șansă să treacă în condițiile în care Cioloș are nevoie de 234 de voturi pentru. Colega noastră, Gabriela Mihai, este și ea în Parlament și vine cu ultimele date de acolo. Vreo schimbare, Gabriela? Acum nu. Au fost dezbateri aici în plenul reunit. Acum este în desfășurare procedura de vot pentru premierul desemnat Dacian Cioloș și executivul pe care acesta îl propune, însă nu sunt șanse ca acest executiv să treacă de votul Parlamentului, iar asta pentru că mizează Dacian Cioloș, premierul desemnat, doar pe voturile celor din USR. Ei au în Parlament 80 de parlamentari, însă doi dintre aceștia lipsesc din cauza că sunt testați pozitiv. Prin urmare, din partea Partidului Național Liberal nu vor primi niciun vot, pentru că participă parlamentarii liberali, însă se abțin de la vot, iar din partea socialdemocraților vor primi un vot împotrivă. Am văzut schimburi de replici în discursurile pe care le-au avut liderii politici. Un apel a venit din partea liderului social-democrat Marcel Ciolacu, care le-a transmis tuturor liderilor politici ai celorlalte partide să se adune toți la masa negocierilor pentru a găsi o soluție în cazul acestei crize. Am mai făcut un apel ca politicienii să nu mai vină cu discursuri referitoare la pandemie, ci să fie lăsați specialiștii. Pe de altă parte, am văzut că Dacian Cioloș, în declarația pe care a avut-o, prin care a încercat să-i convingă pe parlamentari să voteze executivul pe care încearcă să îl formeze, a zis Dacian Cioloș că are soluții pentru tot ce se întâmplă acum, atât pentru criza economică, cât și pentru criza pandemică. De asemenea, ar avea Dacian Cioloș în programul de guvernare soluții pentru facturile care au crescut în aceste momente la energie. Însă, totul este să fie votat. Am văzut însă și replica liderului UDMR, Kelemen Hunor. Acesta a fost extrem de acid la adresa lui Dacian Cioloș, premierul desemnat, susținând că în urmă cu aproximativ un an, cei din USR au acceptat să facă parte din coaliția de guvernare și nu au promis poporului instabilitate și haos, ceea ce se întâmplă acum de câteva săptămâni în politică. Și iată că cei din UDMR nu vor da astăzi niciun vot pentru guvernul propus de Dacian Cioloș. Este în desfășurare, așa cum spuneam, procedura de vot, însă șansele ca acest guvern să treacă sunt zero în aceste momente. Vom vedea ce se întâmplă după această zi, pentru că liberalii își doresc ca la următoarele consultări la Palatul Cotroceni să meargă cu o propunere de premier tot în persoana lui Florin Câțu, în timp ce socialdemocrații își doresc alegeri anticipate, iar cei din USR au spus că nu vor accepta să îl susțină pe Florin Câțu dacă acesta va fi propunerea Partidului Național Liberal pentru premier. Așadar, astăzi este acum în desfășurare votul. Vom vedea până la urmă care va fi rezultatul acestui vot. Vin aici, astăzi, în fața dumneavoastră, pentru a vă cere un vot pentru un guvern de criză, în baza mandatului oferit de președintele României. Pandemia nu este o glumă, nu e imaginară și nu e o luptă politică. Înfruntarea între viață și moarte nu are culoare politică, nu există niciun fel de nuanță dincolo de albul costumelor de protecție și negrul sacilor în care sunt transportați cei care și-au pierdut viața. Nu intenționez să polemizez cu nicio forță politică și nu doresc să facem un spectacol politic. Suntem în mijlocul furtunii și nu ne permitem să fim superficial sau irresponsabili. Dacian Cioloș a mai afirmat că programul de guvernare al USR conține soluții la probleme și că formula propusă de formațiunea sa este dedicată cerințelor momentului. Nu sunt aici pentru a ataca pe nimeni și nici pentru a ține discursuri memorabile prin care să aduc anateme și să caut vinovați. Sunt aici pentru a-mi asuma
propria vină a superficialității și indiferenței din trecut și mai ales pentru a-mi asuma ceea ce poate fi făcut de acum înainte. Premierul desemnat a ținut și un moment de reculegere în memoria victimelor COVID-19 din România. Și tot în Parlament, Dacian Cioloș a primit o pleiadă de acuzații din partea socialdemocraților. În discursul lor, liderii PSD au punctat faptul că USR, formațiunea condusă de premierul desemnat, ar fi putut face mult mai multe pentru a evita actuala situație sanitară de coșmar din România. Deputatul Alfred Simonis a enumerat câteva motive pentru care PSD nu va vota guvernul Cioloș. Socialdemocrații au avut din nou ocazia să dea drumul ironiilor politice în plenul reunit al Parlamentului. Domnule prim-ministru desemnat, am ascultat cu mare atenție discursul dumneavoastră și primul gând care mi-a venit în minte a fost următorul. Unde ați fost dumneavoastră până acum? Ați venit cumva din spuma mării? Cum anterior în discursul său din Parlament, premierul desemnat făcuse dese referiri la pandemie și la victimele COVID, deputatul PSD, Alfred Simonis, i-a transmis lui Dacian Cioloș că formațiunea sa a avut ocazia să ia măsuri ca să înlăture tragediile din ultimele săptămâni. Sunteți cumva același Dacian Cioloș care astăzi este președintele și până mai ieri copreședintele partidului care s-a aflat la guvernare și care a coordonat Ministerul Sănătății? Ne-ați vorbit în aceste zile despre responsabilitate. Dar oare responsabil se numește cel care se agață de o nominalizare, chiar dacă este evident că nu poate trece de votul Parlamentului? Știți că în România, în care Ministerul Sănătății în ultimul an a fost condus de USR, românii nu mai au locuri în spitale? Știți că bolnavii cronici nu mai primesc tratament? Știți că nu mai erau medicamente pentru a trata COVID-ul când doamna Mihăil a plecat din Ministerul Sănătății? Știți că în România, în care USR-ul a condus sistemul sanitar în ultimul an, morții nu mai au loc la morgă, domnule prim-ministru? Socialdemocrații spun că nu pot accepta un ministru al sănătății părtaș la dezastrul sanitar actual. Este vorba despre propunerea USR Ioana Mihăilă, fost șef al sănătății. PSD nu vrea niciun premier actual președinte USR, care, în opinia sa, prezintă un scenariu sinistru pentru România actualelor zile. Toți politicienii și-au încălcat promisiunile făcute cetățenilor acum un an. Acesta este mesajul inedit în România al celor de la UDMR, de la Tribuna Parlamentului. Clement Hunor a făcut un apel la unirea forțelor pentru măsuri urgente împotriva marilor probleme cu care se confruntă țara. De câteva săptămâni, cam de o lună de zile, de două luni de zile, majoritatea clasei politice oferă cetății doar scandal, circ, nesiguranță, instabilitate. În primul rând, ar trebui să vorbim de valul 4 al pandemiei și cum putem salva viețile oamenilor. Noi ar trebui să dezbatem problemele cu care se confruntă România. Ar trebui să purtăm o discuție despre creșterea prețului la energie, care va adânci sărăcia. Ar trebui să propunem soluții rapide, așa cum am făcut acum câteva zile. Am spus că această deja fostă coaliție va cunoaște succesul dacă vom avea puterea să ne concentrăm doar asupra acelor puncte comune care sunt importante pentru societate. Ședința anunțată ieri de președintele Klaus Iohannis, în care să se decidă restricțiile, va avea loc astăzi la ora 17:30. La discuții participă Florin Câțu, ministrul internelor și sănătății, dar și Raed Arafat și șefa INSP Adriana Pistol. Și sigur vom avea parte de noi restricții cu această ocazie. Gabriela Del Pupo ne spune mai multe despre planurile președintelui. Te ascultăm, Gabriela. Bun găsit! Vorbim în primul rând despre restricții de circulație. Se doresc a fi implementate în marile orașe, unde rata de incidență este foarte mare, dar și în județul Ilfov, de exemplu. Aici vom vedea care este și baza legală pentru astfel de restricții. Având în vedere că acest guvern nu poate da ordonanțe de urgență, ar trebui totul transformat într-un proiect legislativ care să treacă prin Parlament, și acest lucru știm că
durează destul de mult. De asemenea, introducerea certificatului verde, aici avantajul este că deja proiectul legislativ este în Parlament și ar trebui doar votat și implementat la nivelul întregii țări. Am putea vorbi despre o serie foarte amplă de activități care vor putea fi desfășurate doar prezentând acest certificat verde. După cum spuneam, este o situație destul de dificilă în acest moment, având instabilitatea politică care se pare că se prelungește chiar și după ziua de astăzi. Am văzut aici în Parlament că sunt șanse minime spre deloc, de fapt, pentru ca acest guvern Cioloș să treacă de votul Parlamentului, ceea ce înseamnă că abia săptămâna viitoare vor putea avea loc alte consultări și alte propuneri pentru un guvern care să poată da acele ordonanțe de urgență pentru a prelungi starea de alertă, pentru a impune noi restricții. După cum bine știm, s-a prelungit starea de alertă, într-adevăr, dar fără a putea adăuga alte restricții, chiar și atunci când incidența s-a dovedit a fi una record și cu o evoluție, din păcate, foarte rapidă în ultimele săptămâni. Mulțumim, Gabriela. Alexandru Rafila consideră că instituirea carantinei ar fi o măsură necesară în condițiile actuale, în care spitalele sunt pline și nu mai fac față cazurilor de COVID. În acest demers trebuie anunțat, însă acest demers ar trebui să fie anunțat de cineva din fruntea țării. Fostul reprezentant al României la OMS a mai declarat în exclusivitate pentru B1 TV că numărul cazurilor și al deceselor ar putea înregistra scăderi abia peste o lună. Eu nu sunt neapărat un partizan al lockdown-ului, dar situația în care s-a ajuns în momentul de față necesită măsuri excepționale și mai este o măsură excepțională pe care și-aș face un apel chiar și către domnul președinte, mai ales că dânsul a spus că lucrurile n-au fost făcute așa cum trebuie și a ajuns abia acum la această concluzie. Cred că trebuie o asumare publică acestui lucru de către cei care ne-au adus aici, pentru că măsuri ne referim și pe care le discutăm acum, trebuie să fie acceptate de populație. Ele nu pot fi acceptate de populație dacă vor fi recomandate exact de aceleași persoane care ne-au adus în această fundătură. Alexandru Rafila consideră că și persoanele vaccinate trebuie incluse în măsurile restrictive. Dacă discutăm de reducerea interacțiunilor unde vin, de exemplu, un număr foarte mare de persoane, putem discuta și despre persoanele vaccinate, în sensul că evenimente cu număr mare de participanți nu cred că sunt în vreun fel acceptabile în această perioadă, indiferent de statusul vaccinal al unei persoane. Noi trebuie să reducem, cum vă spuneam, interacțiunile. Vaccinarea este cea mai bună metodă de prevenire sau de prevenire a formelor grave de boală care necesită spitalizare. Și modificările pe care le-a suferit virusul a dovedit că nu este infailibilă. Fostul reprezentant al OMS spune că cel mai devreme, într-o lună, am putea să avem mai puține cazuri și decese, dar cu condiția să fie luate măsuri urgente. Nu știu dacă vor mai crește mult numărul de cazuri, mai avem încă o rată de reproducere supraunitară, adică era 1.08 ultima dată când am văzut-o eu. Nu putem să sperăm la reducerea numărului de cazuri de când această rată de reproducere devine mai mică decât 1. Deocamdată este în continuare puțin mai mare decât 1, deci e clar că încă ne aflăm pe un trend ascendent, chiar dacă nu la fel de accelerat, totuși trendul ascendent continuă. Nu poate rezolva într-un timp extrem de scurt această problemă, că știe toată lumea că durează circa o lună de zile până se instaurează imunitatea după vaccinare, atunci putem să sperăm că în decurs de 3 săptămâni, 4 săptămâni, putem să numărăm mai puține cazuri și mai puține decese zilnic. Fostul primar al Capitalei, Gabriela Firea, are COVID-19. Anunțul a fost făcut chiar de senatoare pe pagina sa de socializare. Astfel și-a motivat absența de la plenul de astăzi, în care se dă votul pe guvernul lui Dacian Cioloș. Absentez motivat de la dezbaterea și votul de azi din Parlament asupra programului guvernamental și listei miniștrilor premierului desemnat Dacian Cioloș.
Deși chiar azi împlinesc 3 săptămâni de la cea de-a treia doză de vaccin, în urma unui test am aflat că sunt pozitivă. Forma este una ușoară și așa sper să rămână. Toți din casă suntem vaccinați cu 3 doze, soțul, mama, apropiații, dar acum suntem pozitivi. Scrie Gabriela Firea pe Facebook. Fostul edil al Capitalei spune însă că e alegerea fiecăruia dacă se vaccinează sau nu. Nu sunt eu în măsură să dau sfaturi, recomandări, îndemnuri. Militez pentru respectarea opiniei și alegerii fiecărei persoane și sunt împotriva constrângerilor abuzive. Vă rog doar să vă gândiți, să vă sfătuiți cu cei în care aveți încredere, să citiți și să luați cea mai corectă decizie în această perioadă grea. În fața bolii toți suntem egali, exact ca în fața lui Dumnezeu. De-a lungul timpurilor, Dumnezeu este cel care a îngăduit descoperirea de către lumea științifică a numeroase tratamente care au eradicat boli mortale. Deci reflectați, mai scrie senatorul PSD, care ne spune și ce discurs ar fi ținut în fața Parlamentului dacă putea participa la ședința plenului. Ce aș fi spus azi de la tribuna Parlamentului dacă puteam participa la ședința comună? Că este mare păcat pentru eforturile făcute anul trecut de către toți românii în lupta cu pandemia. Că s-a compromis aproape toată munca pentru 2 luni de vară în care nimeni, dar nimeni dintre cei care aveau puterea deciziei, nu a pregătit valul 4. Se știa că vine. Peste tot în lume s-au luat măsuri, s-au făcut stocuri de medicamente și pentru spitale, pentru formele severe și pentru farmacii accesibile bolnavilor cu forme ușoare și medii. S-au dotat secțiile ATI, s-au făcut campanii de explicare a vaccinării. A fost o muncă de echipă, guvernanți, cetățeni, care acum dă roade. Puține îmbolnăviri, puține cazuri grave. Azi, din păcate, toți cei care au fost timp de 2 ani la putere merită o bilă neagră, scrie Gabriela Firea. Unor face declarații, urmărim și noi. Foarte puțin s-a vorbit despre miniștrii propuși de Dacian Cioloș și de aceea cred că astăzi acest guvern nu va trece. N-a reușit să convingă pe aproape nimeni, niciun grup parlamentar în afară de USR nu a anunțat că va vota acest guvern și în aceste condiții trebuie să ne pregătim pentru pasul următor, pentru faza care urmează după numărarea voturilor. În momentul în care vezi că ai rămas singur, poate că ar fi fost mai bine să facă un pas înapoi premierul desemnat, dar el a considerat că e mai bine să vină în fața Parlamentului. Mai departe, din punctul nostru de vedere, singura sau prima variantă, prima soluție este să încercăm încă o dată refacerea coaliției PNL-USR-UDMR. Fiecare să mai lasă un pic de la el și din orgolii și din ambiții personale, să încercăm să resuscităm această coaliție și, dacă nu se poate, din motive, zic eu, subiective, că nu există motive obiective, atunci, sigur, trebuie găsită o altă soluție pentru un alt guvern, pentru o altă formulă de guvernare, inclusiv cu un guvern minoritar. Până la urmă, țara trebuie guvernată, deciziile trebuie luate, fiindcă suntem într-o situație extrem, extrem de dificilă. Uniunea Democrată Maghiară din România va contribui, dacă va fi solicitat, la găsirea unei soluții, atât cu Partidul Național Liberal, cât și cu USR-ul, dar, sigur, forța noastră și mijloacele noastre sunt limitate. Cu toate aceste considerente, așteptăm consultările la Cotroceni în momentul în care se anunță rezultatul votului de azi. În cazul unui guvern minoritar, cine ar putea să susțină din Parlament în asemenea exemplu? Ce partid? Depinde de guvernul minoritar. Poate să susțină și USR-ul, poate să susțină și PSD-ul, nu e o problemă. Deci dacă ei consideră că trebuie să trecem peste iarnă, trebuie să trecem cu un guvern, și eu cred că asta este soluția, să avem un guvern cu puteri depline, atunci poate vota și USR-ul dacă nu dorește să reintre la guvernare. Sunt mai multe variante. Important este să ai curaj, să fii flexibil, să cauți soluții și nu să rămâi baricadat în certitudinile tale, care, până la urmă, sunt valabile doar în cetatea ta. Considerați că Florin Cârciu a fost flexibil în acest moment și a rămas pentru că una dintre
situație este faptul că el nu a dorit să renunțe la guvernare. Asta depinde în primul rând de PNL, care va fi propunerea Partidului Național Liberal când merg la consultări. Apoi depinde de președintele Iohannis ce desemnare va face și după aceea depinde de persoana primului ministru desemnat, dacă are capacitatea, puterea, talentul de a forma o majoritate. Poate să fie și Florin Cîțu, nu e o problemă, eu nu voi discuta acest lucru, fiindcă nu decid eu, decide PNL-ul și apoi președintele Iohannis. Noi nu avem o problemă să încercăm să facem o majoritate cu Florin Cîțu. Vom vedea. Știi cum a zis maestru Zen, bătrânul și înțeleptul maestru Zen? Vom vedea. Dar dacă nu se va putea reface coaliția de guvernare, UDMR va merge cu propunerea Kelemen Cunor sau va merge indiferent de discuțiile din coaliție? Această propunere a existat acum 10 zile. Nu știu ce propunere vom avea peste câteva zile. Atunci era valabilă propunerea, încă nu am discutat cu colegii, fiindcă nu s-a anunțat rezultatul votului și nu s-a anunțat consultările de la Cotroceni. Vedeți posibilă și o alianță PNL-PSD, UDMR? Nu știu de ce ar fi nevoie de o astfel de alianță. Deci asta e altceva. Pentru a susține un guvern minoritar poate să vină susținerea și de la PNL, și de la, de la PSD și de la USR. Nu e o problemă dacă nu vrei să intri. Dar eu cred că prima dată trebuie încercată resuscitarea coaliției. Excludeți total intrarea la guvernarea PSD? Poftim? Excludeți total intrarea la guvernarea PSD? Asta nu eu trebuie să exclud sau să includ. Asta e treaba PSD-ului. Nu pot să decid eu în locul lor ce vor. S-ar putea să meargă ei cu o propunere la președinte. Nu știu. Nu e o chestiune care pe mine mă privește. Nu pot să spun ce să facă PSD-ul. UDMR va rămâne lângă PNL în orice condiții sau luați în calcul să vă aliați și cu PSD în cazul în care criza nu va trebui? Din punctul nostru de vedere, cu Partidul Național Liberal în acest moment există o coaliție din care a ieșit USR-ul și nici PNL, nici noi nu am renunțat la această formulă. Deci nu există pentru noi o altă soluție în acest moment. Nu căutăm alte soluții alternative. Vom insista, vom argumenta pentru a resuscitarea coaliției formată în decembrie anul trecut. O soluție ar putea fi un premier tehnocrat cu membrii din cele trei partide. Stați că acum chiar... O soluție ar putea fi un premier tehnocrat cu vicepremier din celelalte trei partide și componență politică, doar premierul să fie tehnocrat? Nu, nu cred. Nu e, asta nu e o soluție, deci totuși. În opinia dumneavoastră, dacă nu va fi refăcută coaliția de guvernare, UDMR susține eventuale alegeri anticipate? Până la alegeri anticipate e foarte mult timp. Nu vom face alegeri anticipate în decembrie. Dacă e vorba de alegeri anticipate, poate la anul sau mai târziu. Nu se poate exclude o astfel de variantă, dar astăzi să vorbești de alegeri anticipate chiar este ușor deplasată. Florin Cîțu și PNL-ul în momentul când trebuie să iau decizie, sigur că vor lua cea mai bună decizie din punctul lor de vedere. Eu nu pot să sugerez nimic. Eu am spus în momentul în care ești desemnat și nu poți să formezi o majoritate, nu poți să convingi pe nimeni. Asta e o altă situație. În acest moment, sigur, suntem în așteptarea votului și toate celelalte variante trebuie discutate după. Deci noi nu avem nicio problemă. Deci tot ce am discutat s-a făcut. Am avut și dispute destul de dure în această perioadă de 10 luni, dar asta e o altă poveste. În orice coaliție există astfel de dispute.
trebuie să știi când să cedezi, cât să cedezi, să găsești un compromis. Coaliții perfecte n-au existat și nu vor exista. Acum, de unde să știu cine ar fi... Nu, deci nu intru în astfel de speculații. Ar fi total inutil și lipsită de eleganță să intru eu în astfel de speculații dacă aș putea... Și cine ar fi acel premier? Deci nu voi comenta, nu voi discuta astfel de... Dar considerați că Florin Cârciu nu poartă nicio responsabilitate pentru actuala criză sau pentru actuala criză? Vedeți, în ultima perioadă eu de foarte multe ori m-am gândit, mai ales în ultima lună și jumătate, cine a greșit și cine ar fi putut să fie mai înțelept, unde am greșit. Cred că cu toții avem o responsabilitate. În momentul în care unii au renunțat la a mai căuta soluții de compromis, sigur că decizia a fost a lor și cea mai mare parte a responsabilității s-a mutat în acea zonă. Dar nu cred că există un om care n-are, vorbesc de această coaliție, care n-ar fi avut posibilitatea să mai cedeze. Cu toții dintre politicienii din coaliție, poate am fi putut gestiona mai bine această criză anunțată, că a fost o criză anunțată din timp. Nu a venit așa peste noi, pe neașteptate. Între miniștrii UDMR ar fi fost scoși din guvern fără o consultare în prealabil cu dumneavoastră. Ce ar fi făcut UDMR în acea situație? Nu a fost niciun ministru scos fără consultare și fără un anunț. Cu două luni înainte, știu foarte bine, premierul Florin Cîțu a spus colegilor de la USR, căutați o altă soluție. Deci nu a fost pe neașteptate. Dar asta este... Pentru Ministerul Justiției, spuneți. Da, exact, pentru Ministerul Justiției. O altă soluție înseamnă un alt ministru sau da. La SIJ? Dar de nu la SIJ, nu. De ce să caute o altă soluție? Pentru că premierul Florin Cîțu l-a pus peste Lian Ion, că a blocat acel aviz pentru Angel Salin. Nu, deci a fost de picătura care a umplut paharul. Deci, discuțiile între ei erau încă din iunie, sfârșitul lui iunie. Asta va explica Florin Cîțu dacă va explica Florin Cîțu dacă dorește și când dorește. Nu pot să explic eu, dar eu știu, deci eu știu ce am spus, e așa cum am spus eu. În rest, detaliile să nu cereți de la mine, că nu trebuie să dau eu aceste detalii. Dar domnule, este preocupat Claus Iohannis spunea ieri că pandemia nu a fost bine pregătită. Însă spunea că nu este momentul să caute vinovași. Ce legitimitate mai au cei care au făcut parte din guvern să constituie un nou guvern? Și ce legitimitate mai are Partidul Național Liberal care a gestionat această criză încă de când a existit? Da... Soluția este în Parlament, în partidele care și cu partidele care au fost trimiși în Parlament anul trecut în decembrie. Altă soluție nu există. PNL, PSD, USR, UDMR, AUR, minoritățile. Deci, altă soluție să nu căutați. Astea vor fi partidele care vor găsi o soluție și eu sunt convins că se va găsi o soluție pentru perioada următoare. Ce ați alege între un guvern minoritar condus de Florin Cîțu și refacerea coaliției de guvernare cu un alt premier PNL? Eu am spus că pentru noi prima variantă este refacerea coaliției, dar nu spun eu cu ce premier. Aici trebuie să spună PNL-ul. PNL-ul are o decizie. Eu respect această decizie. Mai departe, această întrebare, sigur, e o curiozitate legitimă, dar să nu așteptați răspuns de la mine. Și precedente în care, de exemplu, Ludovic Orban s-a dat la o parte, deși era președintele partidului și l-a susținut un premier. Adică nu există un precedent. Nu poți să te întorci în istorie, dar eu pot să vă spun în decembrie cum au decurs lucrurile. Știți și dumneavoastră foarte bine. USR-ul a zis că el nu intră cu Ludovic Orban premier, doar cu Florin Cîțu. Asta a fost poziția lor foarte fermă. Și cedarea de aici a plecat. Nu a fost o cedare așa, a intrat și a zis, am venit, Ludovic, nu a venit și mi-a spus că, dragi colegi, am venit ca să vă anunț să nu vă bazați pe mine. Nu, a fost o discuție cu totul și cu totul de altă natură. Ce compromis ar putea face
fiecare, un pic. Riscă președintele Klaus Iohannis suspendarea? Nu susțin nicio suspendare. Au fost două suspendări post-decembriste, la una am participat cu consecințele de rigoare, am avut dreptate atunci, dar totuși a fost o problemă foarte, foarte serioasă pentru noi. La a doua suspendare nu am participat, fiindcă totuși, până la urmă, e bine să înveți din propriile tale greșeli. Acum, să mergem la o suspendare ar fi total nepotrivită, total contraproductivă în România în 2021-2022. Nu, categoric nu. Dar considerați că președintele trebuie să aibă un rol mai implicat în ceea ce privește calitatea lui de mediator? Asta depinde de președinte ce alege. Eu nu pot să dau sfaturi președintelui, totuși el are voturile în spatele lui de 6 milioane și ceva. El decide cât de activ și cum, în ce modalitate trebuie să fie activ. N-am cum să dau sfaturi președintele. Președinte, în luna iulie, spuneați dumneavoastră că orice poliță politică nu rămâne plătită ca reacția unei declarații a domnului Ciolo asupra PR-ului în Ungaria. Această poliță a fost plătită astăzi la votul din Parlament? Nu, nu are legătură una cu alta. Doastră, parcă sunteți ca bulă din banc. Indiferent despre ce este vorba, doar la un singur lucru vă gândiți. N-are nicio legătură una cu alta. Domnule președinte, în privința pandemiei, astăzi va vorbi în discuții la Palatul Conducent pentru a vedea ce măsuri ar putea fi luate pe mai departe. Dumneavoastră, care credeți că ar putea fi măsurile luate în perioada următoare pentru a combate ceea ce vedem? Trebuie să luăm decizii curajoase și acest decizii înseamnă și restricții în weekend, restricții în anumite instituții, în anumite condiții, pentru anumite evenimente, dar nu un lockdown total. Asta vor fi astăzi, probabil după masă, discutate la Cotroceni și eu voi susține aceste decizii în guvern, în Parlament, unde vom ajunge, că nu toate deciziile, unele vor fi luate prin ordin al ministrului, de exemplu, în educație, altele prin hotărâre de guvern și vedem dacă e nevoie și de lege în Parlament. Să fie continuare privilegii sau persoanele vaccinate să aibă totuși libertățile pe care le au sau restricții? Mai multă libertate decât cei nevaccinați categoric, că totuși există o diferență și responsabilitate din partea fiecăruia. Dacă te-ai vaccinat, înseamnă că ai luat o decizie și pentru tine, și pentru familia ta și pentru societate. Când nu te-ai vaccinat, atunci înseamnă că responsabilitatea și decizia ta trece dincolo de persoana ta. Deci, da, va exista o astfel de diferențiere. Există peste tot în Europa, peste tot în lume. Uitați-vă la Italia, la Spania, la Portugalia, uitați-vă la toate statele din Uniune și veți vedea în Germania că există o diferență acolo unde totuși procentul e peste 70-80-90%. Pentru a clarifica un pic procedural, ministrul de interne, domnul Bode, spunea în urmă cu câteva zile că n-ar putea să se introducă noi restricții de către un guvern demis, ar fi vorba de politici publice care n-ar putea fi modificate prin hotărâre de guvern. În schimb, avem legea 55, am putea vedea noi restricții. Însă sunt mult prea tehnice discuțiile și juriștii vor discuta, dar sunt decizii care pot fi luate și de guvernul interimar, că e vorba de administrarea curentă a țării, sunt decizii care pot fi luate prin ordin de ministru și sunt decizii cu care trebuie să vii aici, în Parlament. Da. Mulțumesc! Chelemen Hunor, declarații în Parlament. UDMR va colabora și cu PNR și cu SR pentru a trece criza politică. Nu avem o problemă nici cu Florin Câțu. Să cere resuscitarea coaliției din partea UDMR. Între timp continuă votul în Parlament și vom afla rezultatul în curând. Rămâneți pe B1 TV. Revenim. Incident șocant în Israel. Un bărbat a murit după ce a căzut de la 10 de metri dintr-un balon cu aer care avea mai mulți pasageri la bord. Un șofer a surprins imaginile cu omul agățat de coșul balonului. Omul făcea parte din echipa de la Sol care se ocupa de ridicarea balonului. Anchetatorii vor încerca să lămurească modul în care acesta a ajuns acolo. La peste 90 de metri înălțime.
înălțime se afla bărbatul care se ținea de marginea coșului balonului său cu aer. În acest timp, balonul părea scăpat de sub control și se clătina, deși în acela se afla un pilot. Împreună cu el mai erau și alți 14 pasageri. În cele din urmă, bărbatul nu s-a mai putut ține de marginea coșului și a căzut în gol peste o mașină care trecea în zonă. În urma impactului, bărbatul de 20 de ani și-a pierdut viața. Autoritățile nu cunosc motivul pentru care tânărul a ajuns să atârne de coș, ci doar că el făcea parte din echipa de sol care avea grijă de balon. Guvernul Cioloș a fost respins, este informație oficială, au fost numărate voturile. Mai multe ne spune însă chiar acum colega noastră Gabriela Mihai. Gabriela, bun găsit! Câte voturi a reușit să strângă totuși? 88 de voturi a reușit să strângă premierul desemnat Dacian Cioloș. Vorbim despre voturi venite din partea parlamentarilor USR și câțiva parlamentari din cadrul minorităților. Așadar, în aceste momente putem spune că nu s-a întrunit numărul necesar de voturi pentru ca acest guvern să treacă. Sunt 184 de voturi împotrivă, sunt voturile date de cei din cadrul Partidului Social Democrat. O să vă spun că aveau nevoie cei din USR de 234 de voturi, astfel încât acest guvern al premierului desemnat Dacian Cioloș să treacă testul în Parlament. Am văzut însă că nu a existat dorință din partea niciunui partid, iar Dacian Cioloș, premierul desemnat, știa acest lucru încă de săptămâna trecută. Chiar și așa a preferat să vină cu miniștrii pe care i-a propus pentru a face parte în executiv, aici în Parlament, în plenul reunit, pentru a lua 88 de voturi, am văzut, asta în contextul în care ar fi avut varianta de a se retrage din această propunere care i-a fost făcută de a fi premier desemnat, însă a preferat, așa cum spuneam, să vină în Parlament, chiar dacă nu a reușit înainte, prin intermediul negocierilor, să convingă pe cineva să dea un vot pentru ei. Am văzut de altfel că și Kelemen Hunor, liderul UDMR, a anunțat că ar fi trebuit ca Dacian Cioloș să facă acel pas în spate înainte de a ajunge la votul Parlamentului, tocmai pentru că nu a reușit să creeze o majoritate în jurul său. În Parlament, în discursul pe care l-a avut premierul desemnat Dacian Cioloș, am văzut că a venit cu soluții pentru absolut toate problemele din aceste momente, soluții pe care le-ar fi implementat prin programul de guvernare, susține premierul desemnat Dacian Cioloș, pentru că avea soluții pentru criza politică, pentru criza din pandemie, din sistemul de sănătate, pentru facturi. Da, face declarații acum președintele Senatului, urmărim Anca Dragu. Acum să discutăm despre nume. Haideți să începem discuțiile. Dacă cineva va face un compromis, suntem practic în aceeași situație ca la prima rundă de consultări. Da, haideți să nu începem în acest moment cu speculațiile. N-aș vrea să mă lansez în diferite speculații. Cum spuneam, să începem dialogul cu președintele și între partidele politice. Mulțumesc. Nu a trecut guvernul Cioloș, vă reamintesc că nu au reușit să obțină voturile necesare. Nu e o surpriză foarte mare de altfel, pentru că partidele anunțaseră că nu vor susține varianta propusă de Dacian Cioloș, evident cu excepția celor care fac parte din USR. Vă ținem la curent cu tot ce se întâmplă pe parcursul zilei. Trebuie să urmeze o nouă rundă așadar de discuții la Cotroceni. Rămâneți pe B1 TV, Newspass de la Fix cu Laura Chiriac. Sunt Irina Petraru, ne revedem la 15.